Superliga vă este prezentată de Superbet. Cu Uta, balonul stângă la Omondi. Omondi rămâne la balon, insistă Ezechiel în fața porții. Vine șutul de la distanță a lui Fabri. Eroarea făcută de mexicanul Medina, adusă la Hermannstadt, este monumentală. Acolo, dacă nu ești în stare să câștigi duelul, nu este nicio problemă, ceva mai devreme de acest moment. Dar măcar te miți în afara terenului, nu-i lași balonul adversarului. Este prima ocazie în meci. Aganovic probabil că va bate lovitura liberă, să nu încerce direct pe poartă, nu m-ar mira. Aganovic în fața porții și este ocazie importantă pentru Slobozia. Ocazie uriașă, a fost însă un offside, da? Dejan Iliev este un portar macedonean care și-a petrecut juniorul la Arsenal Londra. A prins și un meci în național, un meci oficial a jucat pentru Macedonia de Nord împotriva Gibraltarului în Liga Națiunilor. Ia să vedem. Da. Auzi, vrei să spun ceva? Bine cum se înscrie, pentru că stăteam mult. La George Câmpanu văluie, râpă Cornel, râpă, concentrare, gura porții, mingea cred că rașchetează transversala lui Denis Rusu. E corner, cred. Exact ce vă spuneam, tocmai din cauza soarelui vor fi probleme pentru golkeeperul Sloboziei la asemenea momente. Exact acum 3 zile fostul internațional moldovean a primit 34 de ani, nu se ducea pe poartă, dar cred că venea acolo un jucător al Arădenilor Omondi. A fost necesară intervenția lui la pământ un jucător al Ialomițenilor. Ocazie mare! Gel, Jordan Gel. Ce e acolo? Trif ia un galben. Probabil pentru un fault mai jos? Anterior. N-a fost offside. Da, ce-a făcut bine pașii, a notat după acea minge. Mai era Gel, abia acum este Afala care a luat prin planul, s-a sincronizat aici cu Purece. Minge ajunge însă la Purece! Mare ratare! Da! Nu, mare oportunitate, ratare, nici măcar nu trecem la capitolul ratări. A fost un luft cu care a trimis mingea. Atenție, Purece este în daci. Mingea i-a venit, cum mai vine și vorba, este în de ambele picioare. Deja băieții erau mahmuri după petrecere. Haideți să vedem această fază. Fabri și e gol! Da. Înscrie Costache. 1-0 pentru UTA, jucătorul crescut de Dinamo, care a mai evoluat la CFR Cluj, plătea CFR-ul 800.000 de euro pentru el, care apoi a fost la Rapid, a jucat în Cipru, dă primul său gol la UTA. Oarecum contrar cursul jocului, dar mare merit are Fabri. Fabri, într-adevăr, care a știut să care balonul acolo în flancul stâng. Uite, fanii Aradului sunt vreo 9, cred. Aici, nu cred că a fost offside. Ce eroare mare a lui Dinu. Pasa la Costache, jucătorul promovat la Dinamo, la echipa mare, chiar de Mircea Rednic. Adus în această vară, iată că reușește să marcheze primul său gol pentru UTA. Și abia acum devine periculoasă probabil Slobozia, pentru că vă spuneam că în precedentele două meciuri a fost de fiecare dată condusă.